Dacă vrei să înveți să pictezi, pictează împreună cu mine, urmărește astfel de tutoriale și îți garantez că în scurt timp vei progresa. Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul O Pictură pe Zi, unde astăzi vreau să vă învăț cum să pictați vestitorii primăverii și anume niște ghiocei. Nu am văzut încă personal ghiocei, trebuie să recunosc, însă este momentul să vă arăt și să pictăm un mic buchețel. Voi picta folosind culori acrilice pe un carton pânzat de dimensiune 20x20, voi folosi apă să diluez vopseaua și am lipit pe margine un scotch de hârtie, cam un centimetru sau 3/4 centimetru, ca și cum ar rămâne o ramă albă, ca apoi când termin de pictat și se usucă vopseaua, dau la o parte scotchul și rămâne așa un chenar alb. Sper să vă placă picturica de astăzi. În caz de nu ați făcut-o, nu uitați să vă abonați, nu uitați să apăsați clopoțelul de notificări dacă vreți să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez ceva nou, să apăsați butonașul de like dacă ceea ce fac eu vă place și vreți să-mi susțineți activitatea și de asemenea să distribuiți, mă ajută foarte, foarte, foarte mult. Dacă aveți întrebări, păreri, sugestii în comentarii mai jos sau pe Facebook, aveți linkul în descriere, iar dacă vreți să mă susțineți cu bănuți, aveți două linkuri tot la fel în descriere, unde o puteți face. Așa. Fundalul o să-l fac folosind un verde și un galben deschis și diluat cu apă și pur și simplu așa aruncate pe acolo culorile, fără vreo noimă anume. Tot ce o să vreau să fac însă este să închid un pic colțurile folosind un verde un pic mai închis și la fel să-l pierd înspre interior. Vreau să fie cât mai soft fundalul, vreau să fie cât mai, să nu aibă muchii dure și prin acest lucru, ca să-l ajung să-l fac, trebuie să fie pierderea foarte fluidă și pentru acest lucru folosim un pic mai multă apă. Nu foarte multă apă, dar un pic mai multă apă. Când punem vopseaua pe pensulă, punem foarte puțină, punem pe pânză la foarte puțină și apoi pur și simplu o plimbăm pe acolo până o pierdem, până rămânem fără vopsea pe pensulă, ca să putem să, sau putem folosi încă o pensulă uscată ca să facem trecerea de culori și ca să pierdem culoarea care o punem în cealaltă care deja e jos. Vedeți, pur și simplu lucrez până se face o pierdere frumoasă. Apoi am făcut o schiță în creion pe care, la fel, vă recomand să o faceți și voi. De fapt, nu știu dacă e în creion, am făcut-o parcă cu un creion colorat gri. E foarte important să faceți schița, e foarte important să vă stabiliți compoziția, să încercați să... Bine, și pentru ca începători, nu vă sugerez să faceți tot buchetul care l-am făcut eu, vă sugerez să faceți decât un ghiocel principal, eventual și încă unul mic bobocel, încă ne bobocine înflorit, să zic așa. Haideți să vă explic cum fac. Mai întâi, petalele o să le fac folosind alb și negru. E foarte important să înțelegem conceptul de relief, adică de profunzime. Petala aceea care am făcut-o, vedeți că are o zonă mai gri, trecerea e soft, practic are o cută și apoi o zonă mai lăsată, unde nu intră așa multă lumină, pică lumina și automat este umbră. După aia m-am mutat pe o frunzuliță, bară tulpină și la fel o pictez folosind verde. Practic așez un strat de verde, am o pensulă foarte mică care pictez. Trebuie să aveți pensulă micuță. Ca și pensule vă sugerez să căutați, să luați pensule de la Da Vinci sau Tintoretto. Mie îmi plac foarte mult. Așa. O să-i facem la fel ca să deschidem, să arătăm că iluminată frunza noastră, adăugăm galben, trecem culorile cu răbdare. Vreau să vă spun că mie mi-a luat undeva la 2 ore jumate, chiar spre 3 ore toată picturica aceasta, deci ca să aveți o idee că nu putem grăbi anumite chestii și mai ales dacă sunteți mai la început, e important să nu vă grăbiți, oricum e important să vă distrați, e important să vă simțiți bine, să vă relaxați când pictați, dar ca să aveți și un rezultat cât de cât bun, care să vă satisfacă la final, e important să nu vă grăbiți. Așa, am luminat, vedeți, două părți ale frunzei și apoi am, cu o verde mai închis, am trasat pe jumătate o liniuță. Ideea este să încercați să, când pictați, în caz de nu aveți un tutorial și aveți fotografie de referință, încercați să o folosiți în toată puterea ei, adică să o folosiți efectiv, fiecare detaliu, fiecare umbră, să o analizați, să vă uitați unde, cum și de ce vine și să încercați să o pictați. La fel și la mine aici. O să mai adaug niște galben, la fel pe frunza noastră, ca să arăt
să-i arăt practic elementul 3D, să o arăt că este în spațiu, că are volum. La fel acest bulbuleț aici verde, îl fac verde mai închis în partea dreaptă, apoi i-am făcut și partea de sus, pentru că are un pic de umbră și în partea de sus, și ca să arăt că este sferic, i-am făcut acel degrade pe el. Și la fel și codița, i-am făcut-o verde mai închis pe dedesubt, unde e mai întuneric, și apoi progresiv am început să-i deschid verdele cu galben, cu galben, cu galben, până partea de sus, ca să arăt că este și în formă cilindrică și ca să arăt că primește și lumină într-o parte și umbră în cealaltă. La fel, bobocelul, același principiu cu alb, iar apoi un pic de gri și apoi îl pierd pe griul acela în jos, unde vreau să-i fac cuta aceea care o au petalele de ghiocei. Putem să adăugăm o idee de verde în umbra acolo și putem să adăugăm o idee de galben în zona de highlight. Mai ales că fundalul nostru este o combinație așa de galben și cu verde deschis. Putem să lăsăm un pic din fundal. Oricum, el trece prin culoare și se vede, dar să-l punem un pic și pe ghiocei, ca și cum ar fi, eu știu, un răsărit și lumina caldă a răsăritului. Așa. Petala din jumătate la ghiocerul de sus, la care revenim acum, este automat la umbră, că este între celelalte două, și am delimitat-o folosind un gri cu un pic de verde, un pic mai închis, în zona aceea cea mai întunecoasă, iar apoi cu alb vin peste și umplu petala în sine. Și mai avem de făcut două zone mici unde am pus acolo un pic mai mult gri, ca doi ochișori sunt. O să pun și un pic de verde, un pic de galben, apoi ideea este să-i lăsăm griul acela, să-i arătăm practic, să-i arătăm că este sub celelalte două petale, că e mai puțin luminată, că e mai ascunsă și automat e mai întunecată. La fel, întotdeauna să punem un pic de gri mai mult, culoarea mai închisă, înspre acel bulbuleț de unde pornesc petalele, pentru că automat o să fie un pic la umbra lui. La fel cu același gri, adică albul care îl folosesc este un alb aproape pur, oricum are tonuri de gri, dar când folosesc acolo pentru umbră, pun un pic de negru, o să vă dați seama, lucrând cu tonurile, cu valorile, combinând culori. Asta e o chestie care o să învățați pur și simplu prin practică. Să nu vă descurajați dacă la început nu vă iese, pentru că e normal să nu vă iasă, nu a ieșit nimănui de la început, nici mie, nici nimănui. Ține de experiență, ține de modul în care vă dezvoltați. O să, dacă, de fapt, am pe canal, primăvara trecută, la fel am pictat un ghiocel, unul singur. Cred că mi-a luat tot 2 ore jumate să-l pictez. Puteți să mergeți să vedeți și picturica aceea și puteți vedea progresul pe care l-am făcut eu de acum un an până acum, la capitolul ghiocei. Ca să vă dați seama acum că nu are legătură cu talentul, are pur și simplu legătură cu pictatul, cu abilitatea de a picta, cu răbdarea și cu timpul pe care îl investim în a ne dezvolta o abilitate. Restul ghioceilor și petalelor vor decurge cam în același mod. Pentru cei care vor să faceți, dintre voi care vor să faceți mai multe, eu vă sugerez, pentru a nu vă plictisi și pentru a nu vă supra-solicita, să vă limitați la un ghiocel, clasicul ghiocel, acela din centru care l-am făcut, și oricum e super frumos și dacă vă relaxați și vă simțiți bine când pictați și vă luați legătură voi cu voi înșivă și pur și simplu atingeți latura creativă, este suficient. Eu v-am mai spus vouă, nu e important neapărat rezultatul final, chiar dacă poate vă bucură când vă iese o picturică drăguță și o puteți expune la voi în casă undeva sau mă știu eu unde, la fel, cel puțin la fel de important este procesul în sine, pentru că procesul în sine reprezintă actul de creație. Procesul în sine reprezintă momentul în care noi luăm contact cu eu-ul nostru creativ, ne relaxăm, ne eliberăm mintea, ne vindecăm mintea, ne hrănim sufletul și să nu dați la o parte partea asta de călătorie doar cu gândul la destinație, pentru că nu se merită. Eu vă spun din propria experiență, din propria părere, este foarte, foarte important să ne bucurăm și pe drum când facem ceva, nu neapărat când ajungem la final. Așa. Asta pe lângă subiect, ca o mică filozofie de viață de-a mea. Dar, da, ghiocii sunt niște floricele foarte frumoase. Încă nu am văzut, v-am spus. Sper să văd și eu pe undeva niște ghiocii cât de curând. Vestea-s primăvara. Și o să încep această picturică, mai multe picturele tematice cu tematică de flori, să zic,
pentru că sunt o grămadă de flori frumoase pe care aș dori să le pictez, pe care am văzut că mi le cereți voi prin comentarii sau pe Facebook, și o să pictez. O să mai pictez din ele, pentru că, da, vine primăvara și natura prinde viață. Sper că v-a fost util tutorialul de astăzi, sper că v-a plăcut, sper că ați învățat ceva, fie de pictură, fie de altceva. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, voi continua să pictez și o să vă las pe o muzică relaxantă. Și în caz de nu ați făcut-o, nu uitați să vă abonați, nu uitați să apăsați clopoțelul de notificări, nu uitați să apăsați butonașul de like dacă mă susțineți și vreți să mi-arătați aprecierea voastră, să distribuiți ca să ajung la cât mai mulți dintre voi și cât mai mulți dintre voi să îi ajut poate să înceapă să încerce să picteze, să rămâneți pozitivi, rămâneți fericiți, spor la pictat, aftă mult la creativitate și o să ne reauzi data viitoare cu un nou tutorial. Până atunci, pa, pa!